cuvânt care spune că are gânduri de pace pentru noi și nu de război. Într-o lume care stă pe un butoi de pulbere, gata oricând să se prăbușească, într-o lume extrem de instabilă, într-o lume în care sisteme politice, sisteme economice, instituții, bănci falimentează, Domnul spune să nu ne temem. El are gânduri de pace pentru noi și nu de război. Așa că, dragii mei, aceasta este, dacă vreți, nădejdea noastră, că indiferent de ce va veni, Dumnezeu va fi cu noi. Dumnezeu va fi de partea noastră. Și dacă Dumnezeu este cu noi, ziceți dumneavoastră tare, mai tare, cine va fi împotriva noastră? Așa că, în această zi, cu entuziasm, vă invit să deschideți Sfânta Carte Biblia la Judecător, capitolul 13. Spunea fratele Silvan că astăzi se împlinesc 10 ani de la momentul în care au fost deschise conferințele acestea de tineret și mulțumim lui Dumnezeu pentru continuitatea lor, excepția făcând momentele de pandemie, însă îi mulțumim Domnului că până aici ne-a ajutat. Și putem spune în seara asta din toată inima, Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat, slăvit să fie Domnul. Și vestea bună e că dacă Dumnezeu ne ține în viață, vrem să le continuăm. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Înădejdea că deja ați găsit pasajul biblic deja anticipat, vreau să încep lecturarea textului biblic de la versetul 3 până la versetul 5. Doar trei versete din Sfânta Scriptură, Judecător, capitolul 13, versetul 3, versetul 4 și versetul 5, iată ce spune cuvântul Domnului. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum, ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Știe cineva cum se numea băiatul acesta? Samson. Și tata lui Samson? Manoah. Ați răspuns parțial corect, adică prima parte răspunsului a fost corect, la a doua parte m-ați onorat cu tăcerea, asta înseamnă că dacă un răspuns e corect și altul e gol, nota 5 ați trecut, puteți ocupa locurile. Suntem la o seară de tineret, la o seară în care prin îndurarea lui Dumnezeu vrem să deschidem o nouă serie de predici la propunerea fraților care au gândit seriile acestea, iar eu am achiesat la ele și începem studiile noastre biblice cu genericul caracterul tânărului creștin. Sigur că mie îmi revine de împărtășit în prima parte anumite aspecte explicative de ordin terminologic și cred că în această zi, în lumina cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am citit, Dumnezeu ne va face să înțelegem de fapt care este voia Lui cu privire la noi și mai cu seamă să înțelegem, dragii mei, că trăim o vreme de mare criză morală, spirituală, a zice caracterială, pentru că veștile care vin, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, mai mult ca oricând, întărește principiul că e nevoie acută de oameni de caracter. Bisericile noastre au nevoie de oameni de caracter. Într-un context în care mass media vuiește de oameni care au falimentat și au căzut în tot felul de abisuri și gropi ale imoralității, indescriptibile în cuvinte, încă o dată, parcă aud mai abitiri ca niciodată, șoapta Duhului Sfânt care spune înapoi la caracter. Într-un context în care familii se destramă, pruncii slujitorilor se îndepărtează de Dumnezeu, din nou Duhul Sfânt strigă mai tare ca niciodată înapoi la caracter. Familiile noastre, ca să rămână în picioare și copiii noștri să poată să urmeze calea Domnului, e nevoie de părinți de caracter.
E nevoie de un tată de caracter, e nevoie de o mamă de caracter. Și v-aș întreba, stimați părinți, câțiva care sunteți aici, ați vrea pruncii dumneavoastră să aibă exact nivelul de pocăință pe care îl aveți voi? Să citească Biblia cât citiți voi, să se roage cât vă rugați voi, să postească cât postiți voi, să vină la biserică cât veniți voi, să slujească pe Dumnezeu la fel de mult cât slujiți dumneavoastră? Dacă nu e răspunsul, înseamnă că trebuie să ne pocăim cu toți. Avem nevoie de oameni de caracter, dragii mei, în fruntea țării, în partidele politice, în Camera Deputaților, în Senat sau Guvernul României. E nevoie de oameni de caracter. Consiliile locale, consiliile județene, în instituția președinției, cea mai înaltă instituție din țară, e nevoie de oameni de caracter. E un an electoral, un an în care se vor vehicula multe reclame, multe promisiuni. Să ne ajute Dumnezeu să alegem oameni de caracter. Pentru că oamenii de caracter vor fi oamenii care vor lupta pentru binele națiunii române, pentru binele familiilor noastre și pentru sustenabilitatea și stabilitatea morală, spirituală și economică a poporului român. De aceea, ne rugăm lui Dumnezeu în aceste vremuri și mai cu seamă în acest an, ca Dumnezeu să mai ridice oameni de caracter. Când sunt oameni de caracter în primărie, nu se mai fură. Îți bani pentru asfaltat străzi. Îți bani pentru sistemul educațional, pentru sistemul sanitar. Când în primării, când în consiliile locale sau județene sunt oameni de caracter, sunt proiecte de dezvoltare sustenabile, economice, din toate punctele de vedere. De aceea să mai ridice Dumnezeu oameni de caracter. Dragii mei, să știți că uneori am observat că există o ușoară confuzie între ceea ce înseamnă temperament, caracter sau personalitate. Deseori mi s-a întâmplat, încă din zorii copilăriei, să aud oameni care să spun așa: mă, zice, caracterul sau temperamentul acestui om e problematic. Sau are o personalitate ciudată. Și mi-am dat seama că termenii aceștia folosiți interschimbabil denotă faptul că oamenii n-au înțeles exact care este diferența între temperament, caracter sau personalitate. Și acum, cu riscul de a intra în niște sublinieri de ordin tehnic, chiar semantic, permiteți-mi, dragii mei, să fac apel la răbdarea dumneavoastră, pentru că dacă nu vom înțelege termenii aceștia, va fi foarte greu pe mai departe. E o parte puțin explicativă, urmând o parte aplicativă. De aceea, cu răbdare cu mine în seara asta, că eu aș fi primul grăbit între toți grăbiții din seara asta să termin slujba mai repede, fiindcă va trebui în seara asta să mă duc să dorm la Sibiu, de acolo mâine dimineață va trebui să ajung la evangelizare în Oradea, Bihor, pentru duminică dimineața, pentru duminică seara, luni la Alba Iulia și marți să mă întorc, așa că drumul e lung. O mătui mare, ați văzut, e zăpadă, condiții meteo nu foarte favorabile, dar Dumnezeu să ne păzească și pe noi și pe dumneavoastră. Bun, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că atunci când vorbim despre caracter sau temperament, este o mare diferență. Temperamentul, de pildă, vizează acea zestre genetică care reprezintă viteza de reacție a sistemului nervos. Este, dacă vreți, latura dinamico-energetică a personalității noastre. Este o moștenire genetică pe care o primim de la părinți, s-o spun specialiștii, mai cu seamă o primim de la bunicii noștri. Cu ea ne naștem. Așa că nu există temperament rău sau mai puțin rău. Temperamentele sunt un dat genetic cu care Dumnezeu în mod ontologic a înnobilat ființa umană. Ca să ne putem da seama de tipul de temperament pe care omul îl are, psihologia, de pildă, ne oferă câțiva indicatori psihocomportamentali. Ritmul, viteza desfășurării trăirilor, stărilor psihice, intensitatea vieții, durabilitatea manifestărilor psihocomportamentale, capacitatea de adaptare și etc. O grămadă de indicatori psihocomportamentali prin care noi putem să identificăm, dragii mei, ce fel de temperament avem. Pentru prima dată, părintele medicinei, adică de secol 5 înainte de Hristos, antichitate, Hipocrate, s-a auzit, orice medic, când intră în sistemul medical, îi pus să depună jurământul Hipocrate.
E, și vreau să vă spun că omul ăsta pentru prima dată, apoi la câteva secole mai târziu, un alt medic, a reafirmat 4 tipuri de temperament cu care omul se naște. De aceea, primul tip de temperament este temperamentul coleric. Al doilea tip de temperament este temperamentul sangvinic. Al treilea este temperamentul flegmatic. Iar cel de-al patrulea este temperamentul melancolic. Și sigur că există particularități și însușiri diferite de la un tip de temperament la altul. Înainte să evidențiez care sunt acele particularități pentru fiecare tip de temperament, permiteți-mi să definesc foarte telegrafic ce înseamnă și caracterul. Pentru că spuneam că este diferență între temperament și caracter. Caracterul vine din grecescul cuvânt a cărui traducere ar fi, exact așa e ca în limba română, dar traducerea liberă ar fi pecete, inscripție. De aceea, dragii mei, caracterul este mai degrabă ansamblu însușirilor psihice care vizează relațiile unei persoane cu semenii și cu valorile după care se ghidează în viața aceasta. Suma tuturor obiceiurilor pe care le-am acumulat prin imitare și mai ales prin repetare. Și spun psihologii că dacă, nu știu, aproape 30 de zile faci același lucru, se transformă într-un obicei. Și spunea odată un gânditor foarte sugestiv: ai grijă la gândurile tale pentru că ele într-o zi vor deveni vorbele tale. Ai grijă la vorbele tale pentru că ele într-o zi vor deveni faptele tale. Ai grijă la faptele tale pentru că ele într-o zi vor deveni obiceiurile tale. Și ai grijă la obiceiurile tale pentru că ele într-o zi vor deveni caracterul tău. Și uitați-vă la progresie: ai grijă la caracterul tău pentru că el într-o zi va defini destinul tău veșnic. Și totul a pornit de la gândire. De aceea, dragii mei, ne rugăm în această zi și spunem: pune, Doamne, o strajă gândirii noastre, ca să păzim gândurile noastre. Vorba lui Martin Luther: multe gânduri, asemenea păstorilor, pot zbura deasupra omului, dar nu lăsa să-și facă cuib acolo. De aceea, gândurile noastre să fie roabe ascultării de Hristos, așa să ne ajute Domnul. Deci, caracterul este o configurație de obiceiuri, valori, convingeri și vizează mai degrabă latura relațional-valorică a personalității noastre. Și sigur, permiteți-mi să definesc și ce înseamnă personalitatea. Care ar fi diferența între personalitate și caracter? Personalitatea vizează expresia exterioară a eu-ului nostru, adică suma temperamentului și a caracterului nostru ne face să devenim ceea ce suntem până în ziua de astăzi. Adică, temperament plus caracter egal personalitate. Personalitatea este sinonim parțial și cu comportamentul nostru, formele noastre de manifestare a ceea ce suntem uneori. Ar trebui, în cele mai multe cazuri, caracterul să poată coincide cu personalitatea, dar nu întotdeauna. Că sunt o grămadă de oameni atât de șireți, vicleni, ipocriți, diplomați, încât reușesc ca la nivel de comportament, de personalitate, să indice altceva, în timp ce caracterul lor este cu totul altceva. Și aici este multă nesinceritate și ipocrizie. De aceea, dragii mei, în cele mai multe cazuri ar trebui omul de caracter să aibă un caracter care să coincidă cu personalitatea lui. Și sigur că vom mai lucra în această zi și cu al patrulea termen: aptitudinile constituie însușiri de ordin instrumental operațional care diferențiază indivizii între ei prin randamentul calitativ și cantitativ. Dumnezeu fiecărui om, când a apărut în existența aceasta biologică, i-a dat și anumite aptitudini, nu doar temperament, nu doar aptitudini. Noi avem datoria să dezvoltăm ce? Caracterul nostru. Caracterul este suma achizițiilor valorice. De aceea, dragii mei, dacă noi ne naștem cu un temperament, un caracter îl dobândim. Și acum ajută-mă, Silviu, te rog, fiindcă vreau să fac câteva diferențe printr-o analiză comparativă, să vedem care este diferența între temperament și caracter. Temperamentul, prima caracteristică, este nativ, înăscut, pe când caracterul este dobândit. Îl construim cu fiecare zi care trece.
a doua subliniere, temperamentul este neschimbat, nu se poate schimba. Noi îl putem struni. Pe când caracterul este reglatoriu, schimbabil, îmbunătățibil și noi trebuie să luptăm să dobândim și să modelăm caracterul nostru după chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Așa să ne ajute Domnul. Temperamentul este o predispoziție, caracterul este o dispoziție. Temperamentul constituie o configurație de inclinații, instincte naturale, automatisme pe care le avem, pe când caracterul este o configurație de obiceiuri pe care le-am dobândit în traseul vieții. Temperamentul stabilește forma manifestărilor noastre, pe când caracterul reflectă mai degrabă nu forma, fondul, conținutul vieții noastre. De aceea, dragii mei, va trebui să avem mare grijă la caracterul nostru. Dacă în această zi cineva v-ar întreba ce fel de temperament aveți, ce ați răspunde? Și acum, permiteți-mi să subliniez câteva particularități și să vedem, făcând un test astăzi, fiecare dintre noi, într-un mod cât se poate de onest să răspundem la el, cam ce tip de temperament avem noi. Și spuneam că primul tip de temperament este colericul. Colericul a primit o moștenire genetică dificilă de urnit. De aceea noi, prin caracter, reușim să strunim și să ținem în limite temperamentul. Caracterul e un fel de gard al temperamentului nostru. Colericul se enervează foarte repede. Nu se poate controla în general. Este iritabil. Întotdeauna îi place să conducă, să dea indicații, mereu să se facă ca el. Dar e arțăgos, cu spirit de inițiativă. De aceea poate intra repede în conflict cu oamenii. Dar dacă cineva îl strunește prin educație și are lângă el o echipă matură, se îndulcește, devine mai stabil, mai echilibrat. Dar să știți că și colericul are niște calități. De exemplu, psihologia vorbește despre calitățile colericului, pe lângă cele amintite anterior, e prietenos, emană o căldură sufletească, milos, generos, extrem de sociabil, leagă repede relații, energic, dinamic, spirit de inițiativă, dar va trebui de fiecare dată să lupte cu gura lui, cu violența, cu instabilitatea, cu promisiunile neonorate și mai ales cu ipocrizia. Astea sunt provocările acestui timp de temperament numit colericul. Vă gândiți dacă sunteți pe acolo. Sangvinicul, al doilea timp de temperament, este tot din zona temperamentului extrovertit, ca și a colericului, numai că sangvinicul, deși este și el dinamic, sociabil, aproape de coloric, dar mult mai echilibrat, prietenos, energic, entuziast, optimist, expresiv, foarte adaptabil. Depende de grup, îi place să lucreze în echipă, se hrănește în general cu complimente și cu validarea calităților lui și dacă îi le-ați uitat, ține să vi le aduc aminte. E activ, dar mult mai echilibrat, mult mai stăpân pe sine, nu e mânios, este foarte comunicativ, are o mobilitate extraordinară, dar care poate naște superficialitate în relații și în proiectele pe care le derulează. În general nu prea îi place să stea într-un loc, să facă același lucru într-un serviciu, nu să-l pui să facă mereu același lucru. El simte nevoia să schimbe, nu poate suporta această monotonie. Calitatea lui este că poate trece repede peste eșecuri. Se ridică repede din decepții. E un om al bunului simț, care îl face respectos în relație cu cei de lângă el. În general, se ferește de conflictele cu oamenii, tocmai datorită echilibrului și diplomației lui. Știe cum să gestioneze manifestările, nu duce știrile rele, știe să se facă plăcut, fiind preocupat mereu să lasă o impresie bună. Dar riscă să nu ducă proiectele la final. E, să știți că dacă din temperamentul coleric se nasc cei mai mari regi, împărați și lideri, din temperamentul sangvinic se nasc cei mai buni oratori, asta spune psihologia. Tocmai datorită predispoziției lor la comunicare, adaptabil, comunicativ, dinamici, entuziaști, optimiști, de aici se nasc cei mai buni oratori. 3.
temperamentul flegmatic. Face parte din zona temperamentului introvertit de data asta, ca și melancolicul. E calm, preventiv, foarte reticent la a lega prietenii, rezervat, dar calitatea lui că e mereu constant, capabil să facă lucruri meticuloase, însă are câteva probleme. Mijlocitor, ironic, sarcastic, arogant, de aici se nasc în general cei mai buni diplomați, ambasadori de stat și politicieni. Începe greu un lucru, dar și când a început greu îl mai oprești. În general e orientat mereu spre trecut, se adaptează mai greu, e mai legalist, nu foarte comunicativ, foarte bun ascultător, multă răbdare, dar foarte sceptic în relație cu cei de lângă el. Dar datorită perseverenței sale poate obține performanță extraordinară. În general e mai închis și preferă activități individuale, îi contemplativ, analizează lucrurile, stabilește reguli până să intre într-un proiect, se maturizează foarte devreme și principiul de bază a lui este, dacă nu-i logic, n-am cum să-l accept. Nu se enervează decât foarte greu, dar și când se enervează, să te ferească Dumnezeu să stai în preajma lui. Așa că lupta temperamentului flegmatic este lupta cu legalismul, ironiile, miștocoreala și aroganța. Și în fine, al patrulea timp de temperament. Și sper că nu le-ați uitat, că trebuie să vă dați răspuns. Că dacă știm unde ne încadrăm, vom ști și cum trebuie să luptăm. Melancolicul. E evident extrem de introvertit, calm, cald, amabil, prevăzător, în general cult, idealist, loial, manierat, sfios, timid, temător, predispus la depresie, singuratic, neîncrezător. De aici se nasc, dragii mei, în general, geniile, oamenii de știință, artiștii, nu-s foarte volubili, vorbăreți. Dacă mergi cu el până la, nu știu, până la Ploiești, până la Oradea, nu schimb două vorbe cu el. Greu reușești să poți crea prietenii sau legături. Vorbește rar, dar când scoate câte o vorbă, dă perle din alea de spui mai zi odată, că numai Eminescu te putea înțelege. Comunică foarte mult cu lumea lui interioară, meditativ, analitic, meticulos, se adaptează extrem de greu, excesiv de prudent, izolat. În general nu-și asumă riscuri, dar este extrem de creativ. Acesta este temperamentul melancolic. Dragii mei, e important să știm ce fel de temperament avem, ca să știm cum trebuie să luptăm și împotriva căror slăbiciuni, minusuri, vulnerabilități trebuie să luptăm de așa manieră încât să corectăm și să limităm caracterul nostru prin caracterul cu care Dumnezeu ne nobilează, prin convingerile, virtuțile, valorile pe care noi trebuie să ni le asumăm și să le trăim în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute. Bun. Acum aș vrea să mai iau o coordonată asupra căreia să mai folosesc o analiză comparativă și aici te rog din nou să mă ajut, Silviu. Am intenționat eu să pregătesc un PowerPoint, dar timpul, ca și la dumneavoastră, e foarte limitat. Și aș vrea să facem o analiză comparativă între caracter și reputația noastră. Și înainte să fac câteva sublinieri, vreau să ne uităm în textul pe care l-am citit. Și probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră știți despre ce este vorba. Era o perioadă grea din viața poporului Dumnezeu Israel, când se afla într-o criză nu doar militară, nu doar economică, era și o criză spirituală. Și în perioada aceea Dumnezeu, ca să izbăvească națiunea lui Israel din diferitele crizele pe care le traversa, ridica diferiți judecători. Și acum poporul gemea sub apăsarea robiei filistenilor, deja de 40 de ani era o robie cumplită și în momentul acela Dumnezeu vine la mama acela care mai târziu avea să devină Samson și are o revelație pentru ea. Tu nu poți naște copii. Și ce interesant că toate sterbele din Biblie au născut. Și Dumnezeu o binecuvintează cu un copil. Și îi spune, el va fi Samson, care apropo numele lui tradus din limba originală înseamnă soare. Și
el se va naște cu o misiune foarte clară. El va trebui să fie nazireu pus deoparte pentru Domnul, să nu consume alcool, să se ferească de asta, de asta, de asta. Și mai mult decât atât, zice, el se naște cu o misiune clară. Să izbăvească poporul evreu de sub opresiunea filisteană. Și asta era vocația, chemarea cu care Dumnezeu l-a adus în existența aceasta biologică. Numai că el n-a ținut cont până la final de chemarea cu care a venit în lumea asta. Și vreau să observați câteva adevăruri dureroase. Primul adevăr. Înainte să piardă lupta cu filistenii, a pierdut lupta cu sine. Înainte să piardă lupta cu filistenii, a pierdut lupta cu sine. Și asta este foarte trist. A doua observație pe care vreau să o fac. Omul care în privat nu trăiește sfințenia, e doar o chestiune de timp până când în public se va prăbuși. Și mai zic încă o dată, omul care în privat nu trăiește sfințenia, e doar o chestiune de timp până când în public se va prăbuși. A treia observație. Competențele, aptitudinile, înzestrările pe care Dumnezeu ni le dă, chiar carisma, te pot duce repede sus, l-au dus și pe Samson. Competențele, abilitățile, puterea cu care Dumnezeu l-a înzestrat, repede te pot duce sus, dar numai caracterul te ține sus. Dacă nu, e doar o chestiune de timp până când repede verba ta, oratoria ta, abilitățile tale, discursul tău, retorica ta impresionantă, te poate ridica pe treptele succesului spiritual și oamenii să zică, bă, ce predicator bun, bă, ce cântăresc bun, bă, ce slujitor bun. Dar e doar o chestiune de timp până când, dacă ai avut doar competențe, abilități, carismă, dar nu caracter, mai devreme sau mai târziu, vei cădea de la înălțimea la care ai ajuns, că ai vrut tu, sau unde oamenii te-au pus, sau chiar Dumnezeu a îngăduit. Și de pe acea înălțime, de pe acel piedestal, vei cădea și prăbușirea îți va fi mare. De aceea, dragii mei, vreau să atrag atenția în această zi asupra faptului că, da, competențele te pot duce sus, carisma te poate duce sus, dar numai caracterul te ține acolo. Și dacă, a patra observație, reputația e ceea ce avem la sosire, dar caracterul e ceea ce avem la plecare. Când cunoști un om și un nume sonor și popular, e interesant la sosire, bă, dar după ce ai stat cu el, ai vorbit, ce ai discutat, numai dacă e un om de caracter, ți-a lăsat un gust dulce și spui, bă, cu adevărat, un mare om al lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, permiteți-mi acum să fac câteva delimitări între caracter și reputație. Să știți că Dumnezeu nu este atât de interesat de reputația noastră pe cât este de interesat de caracterul nostru. La celălalt pol, noi am schimbat coordonatele și suntem mai degrabă interesați de reputația noastră decât de caracterul nostru. Și vreau să observați câteva diferențe între caracter și reputație. Reputația e ce lăsăm noi să se vadă, ce arătăm noi, pe când caracterul e ceea ce suntem noi. Și uneori suntem robii populismului, vedetismului și reputației, să vadă lumea că noi suntem sfinți, credincioși, oameni de treabă, oameni de bun simț. Și atât de atenți suntem să arătăm ce vrem noi să arătăm, dar nu ce suntem noi. Însă să știți că între caracter și reputație e o mare diferență. Reputația e ce vrei să se vadă. Caracterul e ce ești dumneata cu adevărat. A doua delimitare. Reputația ține de cum mă văd alții pe mine. Caracterul e cum mă vede Dumnezeu pe mine. Și uitați-vă că pe David l-a văzut fratele lui Eliab un mândru și un arogant, manifestând dispreț față de el. Saul a zis, n-a văzut decât un copil neexperimentat. Goliat a zis, da, ce sunt câine de vii la mine, cu toiege? Tu vii cu piatră la mine? Eu sunt cu muniție, cu spadă, cu sabie, cu scut. Și tu vii atât de nepregătit la mine, măi, copile. Și a văzut în el un copil. Știți ce a văzut Dumnezeu în David? Un biruitor care îl va învinge pe Goliat și va deveni prima poziție în statul Israel. Va deveni rege. Până la urmă, ce a contat? Ce a văzut Dumnezeu în tine? Ce a văzut Dumnezeu în David? Ce vede Dumnezeu în dumneata? Ce vede Dumnezeu în mine? Ce vede Dumnezeu în tine? De aceea, dragii mei, dacă reputația e cum ne văd alții, caracterul e cum ne vede Dumnezeu. Trei. Dacă reputația vizează mai degrabă acțiunile noastre și suntem atât de atenți la acțiunile, la proiectele, la activitățile, la exteriorizarea lor,
Caracterul este identitatea noastră, etosul nostru lăuntric. Cine ești că nu te vede nimeni? E toată pocăința ta. Restul se numește mascaradă. Și am eu o predică, nu știu dacă am predicat vreodată aici, opriți mascarada și porniți războiul. Că dacă vreți biruințe în public, când David merge la război și Golia să fie înfrânt, David a avut mai înainte biruințe în privat cu leul sau cu ursul, când venea leul, ursul să ia oaia din turma tatălui său, Isai, zice, eu smulgeam oaia din gura leului sau ursului și Dumnezeu era cu mine și îmi dea biruință. Dar putea să zică, lasă-mă să o moară, că nu sunt nici oile mele, sunt ale tatălui meu și până la urmă cine se poate lupta cu leul sau cu ursul? Dar el în privat, că nu-l vedea nimeni, avea biruințe cu Dumnezeu și Dumnezeu îl pregătea. Și Domnul a zis, pentru că tu ai biruințe în privat, vine vremea când vei avea cea mai mare biruință din câte a existat vreodată în națiunea lui Israel în public. Mulți ar vrea să aibă biruințe în public. Când cânt eu să coboare harul lui Dumnezeu, când predic eu, oamenii se întoarcă la Dumnezeu, când fac eu o lucrare, Dumnezeu să vindece, să trezească, să vorbească cu oamenilor. Dar dacă vrei biruințe în public, mai întâi trebuie în privat să ai o viață de sfințenie. Atunci când ispita vine la tine să spui nu voi vorbi oricum, nu voi privi orice, nu mă voi comporta oricum și voi trăi neprihănirea cerută de Dumnezeu. Și cine ești când nu te vede nimeni, e toată pocăința ta. De ochii păstorului, de ochii mamei, de ochii tatălui, tu poți în fiecare să spui sunt sfânt, sunt penticostal, sunt baptist, sunt ortodox, sunt catolic, sunt orice altceva. Dar Dumnezeu știe nu ce acțiuni lasă să se vadă și care este identitatea ta, prietene. Și dacă reputația, ultima caracteristică, este pentru o vreme, caracterul are valențe eterne. Dragii mei, permiteți-mă acum în ultima parte, partea practică, de aplicabilitate, să pun o întrebare textului pe care l-am citit. Și dumneavoastră cunoașteți narațiunea biblică. Cum să-mi păstrez un caracter integru într-o lume murdară? Și în această zi vreau să vorbesc despre cum poți dumneata, tânăr, tânără, domnule, doamnă, frate, soră, să-ți păstrezi un caracter curat într-o lume din ce în ce mai pătată și mai pervertită de păcat. Și ne uităm, dragii mei, la Samson. Și a zice că primul lucru de care trebuie să ținem cont este cunoașterea și permanentă cultivare a chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Este primul pas pentru a reuși să ne păstrăm un caracter integru. Cunoașterea și cultivarea perpetuă a chemării pe care Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu i-a dat o chemare lui Samson și a zis, misiunea ta, Samson, este să omori tot ce a filistenilor și să distrugi. Și în felul ăsta poporul Israel, poporul Domnului, poporul cel sfânt, să scape de sub opresiunea și captivitatea filistiană. Și știți, a fost doar o chestiune de timp până când și-a neglijat chemarea. Și într-o zi a făcut orice altceva, numai nu a mai ținut cont de chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și uitați-vă, dragii mei, el trebuia să izbăvească Israelul din robie și a ajuns rob la filisteni. Trebuia să izbăvească pe Israel din robie și el însuși a ajuns rob la filisteni. Zice că învârtea la o râșniță, filistenii au scos ochii, Dalila i-a luat toată puterea și uitați-vă că a ajuns să fie o bucată de plastilină în mâna celui rău și diavolul îl modela așa cum dorea și își bătea joc de el. Tu, marele om al lui Dumnezeu, Samson, care rupeai funile, care clătinai stâlpii, care ai omorât cu o falcă de măgar peste 1000 de oameni, care ai prins 300 de vulbi, le-ai legat și ai dat foc câmpiilor, filistenilor, tu care erai un om invincibil, care pare că niciodată nu vei putea fi înfrânt de nimic și de nimeni, tocmai datorită calităților tale, datorită înzestrărilor tale, datorită competențelor cu care Dumnezeu te-a înzestrat, puterii pe care ai avut-o, tu, Samson, soare, de ce ai apus atât de trist și dramatic? Și are să spună Samson în seara asta, dacă Dumnezeu i-ar da glas pentru un minut și l-aș întreba eu pe Samson, dacă ar fi Samson, ce îi spune tu tinerilor din seara asta și tinerilor? Știi ce cred că ne-ar spune Samson? Nu vă bate joc de chemare pe care Dumnezeu vi-a dat-o. Cunoașteți-vă chemarea și da, rămâneți
în chemarea, cultivați-vă chemarea pe care Dumnezeu v-a dat-o. Pentru că atunci când nu faci ce te-a chemat Dumnezeu să faci, ceva trebuie să faci. Și de cele mai multe ori vei face exact ce nu trebuie. Îi vei încurca și pe alții, nu vei putea fi eficient nici în ceea ce faci, că tu nu faci chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și când nu faci ce ți-a dat Domnul, tu vei trăi într-o zonă de mediocritate toată viața ta. De aceea, dragii mei, noi nu putem fi buni la toate lucrurile. Asta e ideea. Noi putem fi buni și eficienți doar în ceva. Și când, de exemplu, dau un exemplu ipotetic. Dacă Dumnezeu mie mi-a dat un dar de cântare sau nu știu orice alt dar, să zic un dar de poezie, și în loc de dar de poezie eu mă bag în predică sau în cântare sau în prorocie sau în consiliere sau în orice altceva, să știți că eu voi deveni un mediocru și alții care poate aveau chemarea asta sunt încurcați de mine. Uitați-vă că într-un meci de fotbal, bă, fiecare știe care e rolul și chemarea lui. Portarul nu se face atacant, fundașul nu se face mijlocaș și fiecare își respectă poziția. Portarul îi poartă. Dar ce ar însemna să vină într-o zi portarul, de eu cer mai să încasez mingi în față și să apăr? Vreau să dau gol, să mă simt și eu golgetor un minut. Nu, Doamne, dar el ține locul ăla acolo. Numai în biserică oricine poate face orice. Și mediocritatea a distrus bisericile noastre. Pentru că noi nu ținem cont de chemarea pe care Dumnezeu a dat-o fiecare dintre noi. Dragii mei, dacă să zicem că v-ați pierdut un dinte, de ce nu veniți la mine să vă repar dintele? Vă duceți tot la doctorul Claudiu Dubei. Unde ești, Claudiule? La mama și copilul. De ce vă duceți la stomatolog? Nu, veniți domnul la mine. Dacă aveți nevoie de o intervenție, o operație de apendicită, de ce nu veniți la mine? Veniți la medic, nu? La specialist. E, vreau să știți că și în sânul Bisericii lui Dumnezeu, fiecare are câte o lucrare și câte o chemare specifică. Dumnezeu să ne ajute să ținem cont de ea și să cultivăm chemarea lui Dumnezeu. Și să o facem cu eficiență, cu responsabilitate și cu teamă de Domnul. Pentru că vorba lui Iosif Vanca, zicea el odată, când îl ascultam, am mai greu că timpul e așa cum e, zicea el așa, Dumnezeu în ziua judecății nu ne va întreba ce am făcut, ci ne va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Tu poți să-i spui, Doamne, am făcut și asta și asta și Domnul zice, tată, eu am avut altă chemare pentru tine. Secretul succesului spiritual și a dobândirii vieții veșnice și a răsplătirii dumnezeiești e să fi făcut ce te-a pus Dumnezeu să faci. Uite, cu titlul de exemplu le iau pe Mario. Mario, ce faci acolo? Scrii schița de predică. Dacă eu l-aș lua acum pe Mario aici și a zice, Mario, te rog, du-te și adun și mie un șervețel. Și el în loc să-mi aducă un șervețel, mi-aduce un pahar de apă. Să știți că mie nu mi-a făcut mare serviciu. Eu sincer aș dori să îmi aducă șervețelul. Dacă dumneavoastră aveți o senzație puternică de sete, deci a fost o aluzie, frate Ovidiu, mulțumesc. Dacă eu am o senzație puternică de sete și zic unia, dăm un pahar de apă, acum nu e aluzie, și îmi aduce peste o oră, nu știu, orice altceva, un telefon, să știți că eu nu apreciez faptul că el a venit și mi-a adus un telefon. I-a zis, băi, eu aveam nevoie să-mi aduce apă. Nu te superi dumneata ca părinte când trimiți pe copil să facă ceva și face altceva? Da, mamă, dar cu ceva. Deci energia tot ne-am consumat-o. Și s-ar putea chiar și mai multă decât atât. Dar Domnul zice, eu te-am pus să faci altceva. Deci te-ai amestecat în o gradă altuia. Deci te-ai băgat în activitatea altuia. De aceea mă rog în seara asta să învățăm de la Samson, să ne cunoaștem chemarea și să nu ne amestecăm. Dacă Domnul ne-a dat misiunea biruirii tuturor vrăjmașilor și filistenilor noștri, să ne ținem de chemarea asta și să nu încurcăm lucrurile. A doua lecție, dragii mei, extrem de importantă este aceasta și anume, dacă vrem să păstrăm un caracter integru, echilibrat într această lume pervertită de păcat, va trebui în al doilea rând să învățăm să ne consolidăm convingerile spirituale. El era nazireu, n-avea voie să se atingă de alcool, n-avea voie nici de nimic din tot ce era mort sau necurat. Pentru că dacă te atingeai de un mort, erai considerat necurat potrivit legii ceremoniale vechi testamentare. Și uitați-vă, dragii mei, că el nu ține cont de aceste convingeri cu care maică sa l-a crescut și despre care i-a tot predicat și i-a tot vorbit. Auzi tu, Samson, tu n-ai voie să mergi oriunde, că potrivit judecător 13:25, Duhul lui Dumnezeu te va mișca numai între Țorea și Eștaol.
Și el nu ține cont de această convingere, știa foarte clar că atunci când el rămăsese în perimetrul ăsta, Duhul Sfânt îl mișca și îl atingea. Și ce fain era în prezența lui Dumnezeu, ce fain era la închinare, dar într-o zi el a zis, vreau să plec din perimetrul ăsta, să mă duc în alt perimetru. Dar vreau să știți în această seară că noi n-avem voie să mergem oriunde. Și aș fi vrut să aud un amin în seara asta. Noi n-avem voie să mergem oriunde. Noi trebuie să mergem acolo unde Duhul lui Dumnezeu ne mișcă. Acolo unde Dumnezeu ne-a chemat și în locul în care Dumnezeu ne-a așezat, acolo va fi locul binecuvântărilor noastre. De aceea, stimate tinere, voi nu veți găsi băieți nici la bodybuilding, nici la discotecă. Îi veți găsi în casa lui Dumnezeu, la rugăciune, cântând, lăudându-L pe Dumnezeu, cum tinerii și-au cântat atât de frumos, că am simțit pentru câteva momente că mă mută cu totul în cer. Ați simțit și voi același lucru? O slavă Domnului pentru asta. De aceea, dragii mei, nu oriunde găsești binecuvântarea lui Dumnezeu și dacă vei ieși din locul în care Dumnezeu te-a așezat și nu-ți vei întări convingerea aceasta, vreau să știi că mai devreme sau mai târziu o să spună colegul de la liceu, cum ai intrat în clasa a noua? Bă, dar ce fain ești, mă! N-ai vrea să mergi cu mine să băgăm la niște pariuri sportive? Așa, la păcănele un pic? Hai, încearcă și tu o țigară! Și tu trebuie să știi că ai o convingere. Eu n-am voie să mă ating de ce e necurat. Și vreau să știți că secretul biruinței și a păstrării caracterului în această lume pervertită de păcat este să avem convingeri sănătoase, stimați tineri. Uitați-vă la mine în seara asta, că vă spun cu dragoste sinceră, dar și cu adâncă responsabilitate. Dacă voi nu veți avea convingeri sănătoase la liceu sau când veți pleca la facultate, vă veți duce departe de Dumnezeu. Pentru că asta e uimitor pentru mine. La aceeași predică la care stau oamenii, ascultă aceleași cântări, aceleași rugăciuni, aceleași descoperiri, aceleași învățături biblice. Unii rămân în adunare. Unii formează familii credincioase, unii trăiesc în curăție de inimă, iar alții se îndepărtează și trăiesc într-o poveste de imoralitate, de păcat, de țigări, de alcool, de fapte reprobabile. De ce? N-a fost aceeași predică, n-a fost același mediu? Știți care e problema? Că noi nu ne-am format convingeri. Și știți ce înseamnă convingeri? Înseamnă ca tu să fii luat decizia cu mult înainte să apară ispita în viața ta. Și dacă tu ai luat decizia cu mult înainte să apară ispita în viața ta, când la liceu îți va zice, bă, bagă și tu o țără de Marlboro în gură, tu spui, nu, că eu acum 3 ani m-am întors la Dumnezeu. Era o seară de tineret și am spus, nu voi pune țigara în mâinile mele. Și când va veni ispita în fața ta, decizia a fost cu mult înainte luată. Asta înseamnă convingere. Să iei decizia cu mult înainte de a fi fost luată. Și când vine ispita, nu te va putea birui. Nici țigara, nici alcoolul, nici flirturile, nici sărutările, nici îmbrățișările, nici umblatul când cu una, când cu alta. Aduc aminte, am intrat în liceu, eram în clasa a noua. Și numai dintr-o dată, când urcam, cineva mă oprește, cineva era o ea, mă oprește și se bagă în fața mea. Și zice, uite ce drăguț ești. Zic, eu mi-a spus și mama asta. Bun. Și zice, n-ai vrea în pauză să ieșim împreună? Și zic eu, unde? Păi zice, nu eram chiar naiv, înțelegeam. Și zice, uite, să ieșim, să ne plimbăm apoi la o cafea. Și zic eu, nu. Ia zice, de ce? Sunt ocupat. Cu cine? Eu n-am vrut să zic. Dar în mintea mea am zis, cu Iisus. Și vreau să vă spun că luasem decizia cu mult înainte. Fata cu care vorbesc să mă și căsătoresc. Asta a fost decizia mea. Am zis, n-are rost să umblu cu flirtul. Am intrat în facultate de drept. Aveam 20 de ani când am intrat în facultate. Și era o fată venită prin Spania. Bă, frumoasă, că nu, diavolul nu vine cu... Vine cu vise, nu cu coșmaruri. Și zice, uite, eu am apartamentul meu, te urmăresc de ceva vreme, îmi place. Și zic, eu nu. Dar știți ce mi-a dat puterea asta? Că am luat decizia cu mult înainte. În perioada adolescenței, într-o seară de revelion, când am zis, Doamne, dă-mi puterea să mă lupt să trăiesc în frică de Tine. Și când Tu te decizi cu mult înainte, când vine ispita, e 90% deja nu biruitor, mai mult decât biruitor. Mai trebuie doar să faci o rostire. În numele Domnului voi merge înainte și nu voi accepta compromisul. Că deja decizia a fost luată. Știți de ce? E convingere. Și când sunt convingeri, convingerile astea țipă în minte, în ochi, în conștiința ta, în fiecare zi nu te las. Și acum, nu întotdeauna faptul că vei avea convingeri sănătoase te va ajuta să ai o viață sănătoasă din punct de vedere spiritual. Uneori poate să clachezi. Dar ascultă-mă,
convingerile alea care s-au făurit în mintea ta ca niște principii, niște stâlpi, vor țipa în conștiința ta și într-o zi, deși tu mergi contradictoriu conștiinței tale, începi să nu te mai suport și spui, eu trebuie să mă schimb. Eu nu mai pot trăi în felul ăsta în care trăiesc până acum, că țipă în tine rațiunea și convingerile dobândite. Și mai devreme sau mai târziu, doar două lucruri se vor putea întâmpla, ca să nu zici că nu ți-am spus niciodată. Unu, fie vei ceda convingerilor și vei spune, da, convingere, aveți dreptate și pentru numele lui Dumnezeu o schimb viața. Fie, stimați tineri, veți omorâ convingerile și conștiința în voi și veți trăi în imoralitate și în păcat. Nu veți putea altfel. Și îți poți omorâ conștiința și convingerile prin alcool, prin droguri și printr-o viață din asta de nu merită pomenită. Dar dacă n-apelezi la astea, fie convingerile vor schimba viața, fie vei nebuni. Asta n-ai cum. E ceea ce se numește în psihologie conflictul interior. Tu nu poți. Lumea convingerilor, lumea rațiunii zice, fii sfânt. Faptele tale sunt în văi, în groapă. Și tu nu poți la nesfârșit să trăiești așa. Și atunci se creează ceea ce psihologii numesc conflictul interior. Două lumi trag din tine și la un moment dat te întreb, Doamne, ce să fac? Și te întreb unde e fericirea, fericirea acolo unde ai lăsat-o. Cedează mesajului conștiinței și spune, da, conștiința, ai dreptate, vreau să trăiesc în neprihănire. Deseori zic eu pe la evanghelizare, bă, câți dintre voi astăzi, când ați venit aici înainte să veniți, v-ați uitat în oglindă? Zice stare, toți, așa-i? Bun, și dacă ați văzut că vă stea un fir de păr, ați vârlit așa, ce ați făcut? Ați luat pieptănul și vi l-ați așezat frumos, corect? Dar n-ați spart oglinda. Nu, că și mâine aveți nevoie de ea, corect? Dar știți că Biblia asta, din punct de vedere metaforic, se numește oglindă pentru suflet? Și în seara asta vreau să vă spun, lăsați oglinda să fie oglindă, lăsați Biblia să fie Biblia și pentru numele lui Dumnezeu nu spargeți oglindă, schimbați-vă viețile! Aceasta este singura soluție ca să putem rămâne în picioare, să avem un caracter echilibrat într-o lume poluată de păcat. Vedeți, dragii mei, n-ai voie oriunde, n-ai voie să consumi orice, era o a doua convingere și în judecător, în capitolul 14, versetul 8 și 9, când se întâlnește cu un hoit al leului, a văzut că acolo era miere. Instant legea ceremonială spunea, te faci necurat, Samson, dar a sfidat convingerile lui. Și în seara asta, Samson ar vrea să ne spună ceva. Vă rog, consolidați-vă convingerile și țineți cont de ele și nu le ignorați. Și mai mult decât atât, nu ai voie nu doar oriunde, nu ai voie orice și nu ai voie cu oricine. Pentru că el coboară mai întâi la Timna cu o femeie, păcătuiește. Apoi păcătuiește cu altă femeie la Gaza în 16:1 și apoi cu Dalila în 16:4. Și el avea convingerea că taică-sui a zis, tu nu ai cum să iei dintre fetele acestea păcătoase. Tată, ia-o că ce-mi place. Și uitați-vă că a trecut peste convingerile lui. Dragii mei, a doua lecție, putem să ne păstrăm un caracter integru, consolidând convingerile spirituale, sănătoase, biblice, pe care Dumnezeu le-a prestabilit în Sfântul Său Cuvânt. Amin. 3. Și ușor, ușor ne apropiem de încheiere. Cât e ceasul? A, nu, că ați zis că până la 11, sau cum era aia? A treia lecție ca să păstrăm un caracter echilibrat, integru, este să avem o comuniune intimă cu Dumnezeu prin practicarea disciplinelor spirituale. Știți de ce a ajuns marele om, Samson, puternicul Samson, să clacheze deși ajunsese atât de sus și nu mai era nimeni ca el în putere? Din cauza faptului că începuse să piardă intimitatea cu Dumnezeu în rugăciune. Știți când și-a adus el aminte să se mai roage lui Dumnezeu? Când s-a trezit fără ochi și legat și cu fără plete, că pletele erau legământul puterii lui. Și în momentul ăla a strigat spre Dumnezeu și a zis, Doamne, mai dă măcar putere de data asta. Dar dacă a fi strigat către Dumnezeu înainte să se întâmple drama asta, nu mai ajunge acolo. Dar mulți dintre tineri au timp de TikTok, de Instagram, de Facebook, de rețele sociale, dar nu mai au timp de rugăciune și nu mai au timp de Dumnezeu. Și trăim o vreme în care în biserici văd din ce în ce mai multe mâini ridicate, dar din ce în ce mai puțin genunchi plecați. Și în seara asta vreau să vă spun, stimați creștini, că pe genunchi se duce lupta. Și dacă voi ca tineri nu vă rugați, nu veți putea birui. Și vreau ca Duhul Sfânt în seara asta să vă facă conștienți de faptul
că prin comuniune sfântă și în intimitate cu Dumnezeu, prin aplicarea disciplinilor spirituale veți putea merge înainte. Doamne, vreau să fiu ca Tine. Doamne, dă-mi puterea să merg înainte. Doamne, ține-mi gura în frâu, ochii în frâu, viața în frâu, trupul în frâu. Și prin rugăciune, prin acest exercițiu spiritual, Dumnezeu îți va da biruință. Se spunea în seara asta, a făcut un legământ Iov și a zis, nu-mi voi opri privirile spre nimic păcătos. Și tu când stai singur în camera ta cu telefonul și poate că nu te vede maică ta, taică-tu sau păstorul bisericii, spune-mi ce ale să privești. Și îmi doresc să se ridice o generație care să spună, îmi voi ține ochii curați. Și nu te voi dezonora, Doamne, și vei avea o trăire curată și voi trăi neprihănirea cerută de Tine, pentru că televizoarele, interneturile, astea au reușit să facă un dezastru în generația aceasta. Și îmi doresc ca Duhul Sfânt să sfințească mintea, să sfințească ochii și să spună scârbă de lucrurile acestea în care diavolul vrea să te ducă, să-ți dea puterea să trăiești într-un mod neprihănit și curat. Frate Timotei, se poate trăi curat în 2024? Se poate, cu o singură condiție, să trăiești în intimitate cu Dumnezeu, să te rogi în fiecare zi lui Dumnezeu, aplicând discipline spirituale, postul, rugăciunea, citirea zilnică a Bibliei. Biserica noastră are pe WhatsApp-ul bisericii. Practica aceasta, în fiecare zi se trimit câteva capitole de citit. Avem săptămânal post, avem rugăciune. Tare mult îmi doresc să se pună preț pe astfel de lucruri. Și când există comuniune cu Dumnezeu, să nu te miri că vei avea un caracter integru și curat. Că e o normalitate. Timotei, e nicio surpriză. Când ai o mamă creștină, când ai o bunică Lois care te-a învățat principiile Scripturii și când tu trăiești în comuniune cu Dumnezeu, nu e nicio surpriză să te păstrezi curat și sfânt. Vei avea un caracter integru. Și vreau să închei spunându-vă, dragii mei, că ar mai fi două lucruri foarte telegrafic le ating. 4. Colaborarea cu oamenii lui Dumnezeu. Dacă orice slujitor are nevoie de un păstor, dacă orice păstor are nevoie de un alt păstor care să-i dea dare de socoteală, să se sfătuiască, să se mărturisească, să se unească împreună, să știți că și tinerii care au în general această predispoziție genetică spre socializare, trebuie să știe că Dumnezeu nu spune nu prieteniilor, dar spune nu oricăror tipuri de prietenii. De aceea, pentru a avea un caracter integru într-o lume murdară, trebuie să știi să colaborezi cu oamenii lui Dumnezeu. Fii prieten cu oamenii care sunt prieteni cu Dumnezeu. Și când vei avea un anturaj de prieteni care să fie în frică de Dumnezeu, vei putea să-ți păstrezi integritatea. Știți ce se întâmplă cu Samson? După cum am analizat eu felul ăsta lui de a fi, mie mi se pare mai degrabă un tip flegmatic sau melancolic. Știți de ce? Introvertit? Mereu singur? Nu-l văd la părtășiile bisericii, nu-l văd la repetiție, nu-l văd marțea la rugăciune, îl văd că singur, se duce într-o noapte. Ce faci tu noapte? Eu noaptea zice, nu te rogi, nu dormi? Nu, de ce fac? Scrolez. Și ce scrola? Scrola niște porți de 450 de kilograme. Și Dumnezeu îi dăduse puterea să omoare filistenii și el în loc să folosească puterea pentru distrugerea filistenilor, folosea puterea în scop ostentativ. Cine mai are mușchii mei? Cine mai are puterea mea? Că Dumnezeu ți-a dat timp. Nu să-l folosești într-un mod dincolo de care să risipești și timpul tău să fie mijlocul prin care tu să-ți îndeplinești menirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Am timp? Mai studiez o carte. Mai citesc o carte. Mai învăț un capitol din Biblie. Mai învăț o cântare. Îmi fac la un instrument. Nu există altă rețetă. Nu vă mirați că-s prunci de slujitori care sunt priși în alcool, în țigări, în droguri, în trafic de droguri. Bă, dar-s Coloseu de predicatori. Nu vreau să lovesc în rana nimănui. E o durere ca părinte când ai un copil care merge prin văile alea. Dar ascultați-mă, undeva ceva s-a pierdut. Știți ce s-a pierdut? S-a pierdut colaborarea cu oamenii lui Dumnezeu. Nu poți sta la aceeași masă cu oamenii care vor în fiecare zi să negocieze valorile lui Dumnezeu din sufletul lor. Secretul ca să rămâi integru și să ai o căsătorie și o familie binecuvântată e să fii luat decizia cu mult înainte. Ascultam mărturia unui pastor scump sufletului meu, pastorul Ioan Sas, la o conferință de familie, dânsul afirma acest lucru, zice, dânsul e din Beclean, generația fratelui Zăgran și alții acolo erau prieteni. Și aveam 15-16 ani. Și stăteam acolo, pe dealurile alea, pe acolo, prin...
Și discutam cum o să fie viața noastră. Și era perioada aia grea, comunistă, timpul lui Ceaușescu. Și am făcut noi acolo între noi, vorbeam noi la 15-16 ani. Zice, eu vreau fata cu care vorbesc să mă căsătoresc. Vreau să nu consum relații înainte de căsătorie. Bă, și ei între ei vorbeau și și-au luat niște decizii. Și zice, ăsta a fost secretul. Că acum după 30-40 de ani de slujire, să avem familii binecuvântate, copii în credință și Dumnezeu să se folosească de noi și să fi rămas în picioare în slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat. Nu cunosc altă soluție. De aceea, colaborați cu oamenii lui Dumnezeu. Izolarea, însingurarea, tendința asta de a te, izola de oameni, de biserică, de sfinți, este o tendință nesănătoasă. Singurătatea poate naște monștri spirituali. De aceea lipește-te de oamenii lui Dumnezeu. Samson, oricât de puternic ai fi, nu le știi pe toate, nu le cunoști pe toate și ai nevoie de o echipă care să stea lângă tine. Și echipa asta se numește biserica în care Dumnezeu te-a pus. Doamne, ajută-ne! Și închei spunându-vă, dragii mei, că da, a cincelea lucru pentru păstrarea unui caracter integru e să rămâi permanent călăuzit de puterea pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Că îi zice Dalila lui Samson așa, ce spune-mi de unde-ți vine puterea ta cea mare și cum am putea să te biruim. Că de fapt ceea ce îl deranjează pe diavolul e puterea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Că atâta vreme cât ai puterea asta în tine, diavolul nu te poate birui. Și chiar dacă încearcă să te lege, tu zici, voi face ca și mai înainte. Și orice încercare de a te lega se rupe în mâinile tale, pentru că peste tine e o putere mai mare decât puterea umană. E puterea pe care a pus-o Dumnezeu. Știe cineva cum se numește puterea asta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când tu rămâi călăuzit de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, vei putea să-ți păstrezi un caracter integru și să spui nu ispitelor și formelor insidioase și viclene prin care diavolul vrea să te distrugă din păcat în păcat și din cădere în cădere. Dar Duhul Sfânt mi-a spus în seara asta că unii dintre voi s-ar putea ca la finalul predicii să puneți o întrebare. Și să ziceți, da, frate Timotei, ne-ai predicat despre cum să nu eșuăm, dar dacă noi am eșuat, mai există vreo șansă pentru noi? Mai e ceva de predicat pentru noi care am clacat, care am eșuat, care n-am fost atenți, n-am avut convingerile și am dat de pământ cu ele? Vestea bună este, dacă ai căzut, Dumnezeu mai are milă și pentru tine. S-a îndurat Dumnezeu și de Samson și atunci răpus, legat, apăsat, zdrobit, slăit de puteri, cu o chemare pe care a pierdut-o. O mare căpetenie s-a pierdut în Israel. Cel ce trebuia să fie izbăvitorul poporului Dumnezeu a devenit robul unui popor vrășmaș al lui Dumnezeu, poporul filistean. Dar în momentul ăla și-aduce aminte că există un Dumnezeu în cer. Un Dumnezeu care primește orice păcătos. Te primește pe tine care poate ești cu țigările în buzunar în seara asta. Te primește pe tine care ai o grămadă de prostii în cap și săptămâna trecută știi pe unde ți-au mers spaci și știi ce ai vorbit, știi ce ai făcut. Și Dumnezeu spune în seara asta, dacă există vreun Samson în seara asta care a ieșuat, dar care are sinceritatea să ridice privirea spre cer și să spună, Doamne, ai milă și de mine, Dumnezeu își revarsă mila și în dreptul tău. Dumnezeu e gata să te primească și pe tine. Dumnezeu e gata să-ți întindă și ție mâna. Dar pentru asta trebuie să spui în seara asta, mă doare păcatul meu. Mă dor legăturile în care am ajuns. Diavolul m-a legat atât de tare. Doamne, mai trimite măcar de data asta puterea. Și ajută-mă că în acest apus de istorie, acum la sfârșitul vremurilor, să mă trezesc, să mă descotorosesc din neputințele mele, din legăturile mele, din învârtoșala și confuzia în care diavolul m-a adus. Să înțeleg că trăiesc vremuri de har. Că încă dacă n-ai pus capăt vieții mele, dacă n-am fost strivit într-un accident de mașină, dacă nu ți-a rămas creierul pe asfalt, dacă n-ai ajuns într-un institut de oncologie, dacă inima îți bate în pieptul tău, dacă astăzi omul e bun, auzi șoapta Duhului Sfânt, dacă te doare păcatul tău, dacă simți chemarea înălțimii și pe Duhul Sfânt care spune tu trebuie să te schimbi și trebuie să te descotorosești de legăturile tale, e și pentru tine o șansă în seara asta. Și vestea bună este că Dumnezeu te poate ridica. Oricât de jos ai căzut, El coboară până în groapa în care tu ieși și îți întinde mâna și spune, cu mine poți face mari lucrări. Poți deveni o perlă prețioasă în mâna mea. E cineva care, a cărui viață s-a făcut țăndări și mai poate aduna cioburile să facă un vas de cinste? Eu nu pot. Tu nu poți, dar e cineva care poate.
Numele Lui e Duhul Sfânt. El este artizanul, El e specialistul care știe să adune toate cioburile făcute țândăr ale vieții tale. Și când mâna Lui îți atinge ființa și umblă la mintea ta și la inima ta, El lipește bucată cu bucată și te vei trezi într-o zi un om nou. Și vei spune, cum, Doamne, că eu ieri fumam, mă drogam, înjuram, trecuiam, făceam fapte de rușine, cum de m-am schimbat? Și Duhul Sfânt are să spună, numai eu am putut să fac treaba asta. Aici sunt o grămadă de oameni care au fost schimbați de Dumnezeu. Aici sunt o grămadă de oameni care au clacat în nenumărate feluri, dar într-o zi Dumnezeu s-a atins de ei și i-a ridicat. În seara asta ei sunt garantul că și tu poți fi schimbat. Dar în seara asta trebuie să vii ca să am să-ți spui, Doamne, de data asta. Mai las o clipă de har în dreptul meu. Dă-mi harul să încep un an nou cu Tine, Doamne. Să-mi schimb povestea tristă care condamnă conștiința și mi-a furat fericirea din sufletul meu. Dă-mi harul să mă pocăiesc. Dă-mi harul să mă întorc la Tine. Să vină din nou Duhul Tău peste viața mea. Și să găsesc pace, fericire, împlinire și un sens în viață. Haideți pe picioare. Duhul Sfânt e prezent în seara aceasta aici.